În urma impactului, cele două femei care se aflau în autoturism în vârstă de 26, respectiv 58 de ani, și-au pierdut viața, iar șoferul, fiul uneia dintre femei, a fost transportat în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Craiova. Martorii au povestit îngroziți cum victimele și-au dat ultima suflare chiar în brațele lor. Fata din dreapta mi-a căzut în brațe, pur și simplu. Între ea? Atunci nu mi-am dat seama, când am pus-o pe marginea drumului unde este, și acum am pus capul și am ascultat și se auzea inima bătând. Dar nu respira, nu, de fapt nu mi-am dat seama dacă respira. Ceilalți încă erau în mașină. M-am revenit la mașină, șoferul era încarcerat, avea picioarele prinse sub bord și am încercat să-l țin acolo în brațe până a venit pompierii. Oamenii legii au precizat că inconștiența la volan a fost principala cauză a producerii nenorocirii. Accidentul s-a produs pe DN67, pe raza comunei Plopșorul. Din primele cercetări se pare că autoturismul marca BMW, ca urmare a neadaptării vitezei la condițiile de drum pe fondul unui carosabil umed, a pierdut controlul, s-a izbit de un capăt de pod și s-a răsturat în șanță. Oamenii s-au obișnuit cu accidentele în comuna Plopșoru. Al câtelea accidente aici? Ăsta e al treilea. Nu, două au fost mortale, de a lua foc unul aici. Nu, sunt 6 luni de când au luat foc ăla. Și ăsta e al doilea. Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să nu apese prea tare pedala de accelerație și să nu se urce băuții la volan, pentru că bilanțul în mini-vacanța de Crăciun este unul îngrijorător. 5 morți și 6 răniți pe șoselele din Gorj.